Integrarea prin schimbare de variabilă, propunem următoarea integrală. Integrală din radical din x supra radical din 1 minus x la 3 de x pentru x aparținului 0, 1. Vom nota la început această integrală cu i și în dorința noastră de a găsi o substituție convenabilă, vom scrie integrala în mai multe ipostaze, și anume i este egal cu integrală din, putem să scriem integrala în forma aceasta, 1 supra radical din 1 minus x la 3 ori radical din x de x, și vom încerca să facem o substituție, t egal cu o funcție în x, astfel încât, prin derivare, aceasta să conducă la radical din x. Pentru a ajunge cât mai ușor la substituție și a intui substituția corectă, mai putem scrie și sub forma integrală din 1 supra radical din 1 minus x la 3 ori x la puterea 1 pe 2, iată, folosim puteri cu exponent rațional. Și urmărim să vedem care funcție, prin derivare, conduce la x la puterea 1 pe 2. În urma mai multor deliberări, putem sesiza faptul că x la puterea 3 pe 2, prin derivare, conduce la 3 pe 2, x la puterea 3 pe 2 minus 1, adică egal cu 3 pe 2, x la puterea 3 pe 2 minus 1 este 1 pe 2. Iată deci o funcție, x la puterea 3 pe 2, care prin derivare conduce la x la puterea 1 pe 2, mai puțin, bineînțeles, o constantă care se poate rezolva printr-un artificiu de calcul. Revenind la integrala noastră, este egal cu integrală din 1 supra radical din 1 minus, încercăm să formăm pe x la puterea 3 pe 2 prin artificii de calcul specifice puterilor, și anume este x la puterea 3 pe 2 totul la puterea a doua. Într-adevăr, x la 3 pe 2 totul a doua conduce la x la 3. Insistăm mai departe cu x la puterea 1 pe 2 de x. Putem să scriem de asemenea și sub forma aceasta i egal cu integrală din 1 supra radical din 1 minus x la 3 pe 2 este de fapt x radical din x la puterea a doua, ori x la 1 pe 2, revenim la scrierea sub formă de radical, radical din x de x. În felul acesta, substituția este t egal cu x la 3 pe 2 sau x radical din x, care este același lucru. Dt va fi egal cu x radical din x derivat, adică x la puterea 3 pe 2 derivat de x, adică dt este egal cu x la 3 pe 2 derivat, utilizăm rezultatul pe care l-am obținut, este egal cu 3 pe 2 x la 1 pe 2, adică 3 pe 2 radical din x de x. Și acum vom încerca să aplicăm substituția propriu-zisă. Iată, rezultă în felul acesta. Integrala în t va fi egală cu, pentru ca substituția să fie realizată cât mai corect, o mai scrie și sub forma cea mai convenabilă și ultima posibilă pentru integrala noastră. Vom avea 1 supra radical din 1 minus x radical din x la pătrat ori
pentru a înlocui pe dt cu 3 pe 2 radical din x de x, avem nevoie și impunem în felul acesta pe 3 pe 2 radical din x de x. Am impus 3 pe 2, deci vom înmulți în fața integralei cu 2 pe 3 pentru ca egalitatea să fie corectă. În felul acesta avem it, integrala noua variabilă t, egală cu 2 supra 3, integrală din 1 supra radical din 1 minus x radical din x este noua variabilă t, deci t pătrat, 3 pe 2 radical din x de x trece în mod formal în dt. Am ajuns în felul acesta la o integrală elementară, integrală din 1 supra radical din 1 minus t pătrat dt, se conformează cu ultima formulă din dreapta, în care a, în cazul nostru, este 1. Deci este egal cu 2 supra 3 arc sinus dt plus c. Revenind la integrala în x, revenind deci la substituție, i este egal cu 2 supra 3 arc sinus dt, adică de x radical din x plus c.